Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Continuăm astăzi călătoria noastră în Munții Apuseni, în parohia Râmeți. Parohia poate cu cea mai mare întindere din țară. Alături de mine este părintele Trif Gligor, gata să ne conducă prin parohia pe care o păstorește. Să rămână, părinte, și bine v-am găsit! Bine ați venit și Doamne ajută! Doamne ajută! V-aș ruga, părinte, pentru început, să ne prezentați parohia Sfinției voastre, din câte sate sau cătune este compusă, cam câți credincioși are și cam câte biserici sunt în care slujiți Sfinția voastră. Parohia Râmeți Brădești, protopopiatul Aiud, județul Alba, este în munții Tarcău, la înălțimea de aproape 1000 de metri. Parohia are o vechime de prin anul 1770, când a fost prima biserică, din lemn de brad, din brâne de lemn de brad. Parohia a fost păstorită în acest timp, din 1770 până acum, de aproape 12 preoți, toți moți sau mocani, cum se spune pe la noi. Din partea zonei. În 1863, biserica de lemn de brad a fost distrusă de un incendiu, mai bine zis în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, preot atunci fiind Maxa Ioan. În 1868, părintele Pop Ioan a început rezidirea unei noi biserici de piatră. Părintele Pop Ioan se numea și Colibarul, deoarece până a început zidirea actualei biserici, a făcut slujbă într-o colibă în curtea bisericii. De aceea se numește și părintele Ioan Colibarul. Biserica a fost ridicată de părintele Pop Ioan din piatră, sub formă de navă. Acest părinte, păstorind aproape 47 de ani aici în parohia Brădești. Deci noi suntem aici la Brădești. La Brădești, unul din satele pe care le păstoriți Sfinția voastră, și aici este centrul parohiei, da. Se spune. Aici este parohia materă, ca să spunem așa. Parohia Râmeți Brădești se compune din 9 sate. Aceste sate sunt Brădești, Valea Inzerului, Pleașa, Valea Uzei, Olteni, Vlădești, Florești, Cotorești și Cheia. Toate acestea sunt pe o întindere de destul de largă, 92 de kilometri. De jur împrejurul, da, statului central unde suntem, da, aici. Da. Cam câți credincioși sunt... numără parohia Sfinției? Parohia Râmeți Brădești numără în jur de vreo 400 de suflete, propriu zis vreo 100 de familii. Și văduve împărțiți în toate aceste sate. Aceste cătune. Avem 6 biserici. Sunt 3 cătune fără biserică, Vlădești, Cotorești și Florești, iar cele cu biserică sunt biserică găsim în Brădești, în Cheia, localitate la o distanță de Brădești la 6 km, mijlocul de acces este Apostolește, pe jos, Perpedes. Cam acesta e principalul mijloc de transport, da, cred. Nu se poate. În toate cătunele. Da. Majoritatea. Căi de acces sunt doar... La Valea Inzerului și la Pleașa. Este acest drum județean, da, da, care, da, vine de la Aiud. Da. Drumul județean Aiud-Ponor. Apoi, deci biserici găsim și la Olteni, biserici găsim și la Valea Uzei, la Pleașa, la Valea Inzelului și la Brădești. Sfinția voastră, sunteți singurul preot care slujește în toate aceste biserici pentru creștinii de aici. Sunt cel mai bogat preot din Patriarhia Română, am 6 biserici sub conducere, sub păstorirea mea. Cum reușiți să slujiți în aceste biserici? În cele 3 mai importante, unde sunt o populație mai densă și unde este mai multă nevoie, în Brădești, în Valea Inzelului și Pleașa, slujesc pe rând. În fiecare duminică, într-una dintre acestea.
iar la Valea Uzei și la Olteni, când este o câte sărbătoare în cursul săptămânii. Acolo sunt mai puțin credincioși, da, acolo sunt foarte puțin. Exemplu, dau un exemplu, la Olteni sunt 5 familii și la Valea Uzei sunt 7 familii. Mijlocul de acces este tot pe jos. Casele sunt răsfirate? Distanță cam 500, un kilometru una de cealaltă. Acesta e specificul zonei și al cătunelor de aici din Munții Apuseni. Dau un exemplu, la Cheia, localitatea Cheia unde este biserică, vom merge pe 20 iulie, așa este rânduit întotdeauna pe 20 iulie. Acolo sunt 3 suflete. Atât. Și case nu mai sunt? Nu, mai sunt 3 suflete. Acolo au fost în 1000, să zic că sunt 950, au fost 47 de familii și 27 de copii, iar la ora actuală mai sunt 3 suflete. Satul sau cătunul s-a depopulat foarte mult, a îmbătrânit. Lumea casele a plecat. Mai sunt sau au rămas părăsite? Sunt părăsite. Majoritatea sunt dărăpânate, sunt deja distruse. Atunci vin oamenii numai pe 20 iulie la biserică. Și având în vedere faptul că și distanța este mare, toată lumea vine pe jos, că nu are posibilitate de mijloc de altul de transport. Apoi, ce vreau să mai scot în evidență, sunt oameni foarte credincioși, oameni foarte dornici de a veni la Sfânta Biserică. Am credincioși care vin de la 10-11 km la biserică duminica și vin pe jos. Nu au altă posibilitate. Parohia este îmbătrânită. Oamenii sunt peste, credincioși sunt peste 60 de ani, 70 de ani. Cam asta e media de vârstă. Da, avem la Vlădești un credincios de 94 de ani, veteran de război. Și duminică noi am avut zilele râmețului, l-am chemat pe platoul la Tarcău, i-am dat o diplomă și în momentul când am făcut părăstasul pentru eroi, l-am lăsat la 94 de ani să cânte veșnica pomenire. A cântat așa foarte frumos, încă toată lumea a fost impresionată și a lăcrimat. Iar la 94 de ani, să știți că nu arată. Încă merge pe jos? Încă vine la biserică de la 3 km. Vine la biserică, soția lui are 88 de ani, vin amândoi vara, iarna nu pot veni. Vara mai vin la biserică, iarna nu. V-aș ruga, părinte, atunci să urcăm și noi spre biserica satului Bredești, da. Să cunoaștem mai îndeaproape, da, locul de slujire de aici. Doamne ajută! Iată, ne ajungi în biserica satului Brădești. Care este hramul acestei biserici? Hramul acestei biserici sunt Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. Biserica, ne spuneați că a fost zidită la 1868 de părintele Ioan Pop, numit și Colibarul. Este zidită de credincioșii din sat. A fost un ctitor principal? Nu se cunoaște, dar se știe că au fost meșteri locali, împreună cu credincioși. Ce ne puteți spune despre pictură? Când a fost executată? Pictura a fost executată pe timpul părintelui Nicodin Brezeanu. Începută în 1986 și s-a terminat în anul 2001, când a fost sfințită de înaltul preasfințit arhiepiscop Andrei Andrecuț de la Alba Iulia, pe 17 iunie 2001. Pictura a fost executată de către pictorul Gheorghe Descălescu din București, cu contribuția credincioșilor. Se vede, este o pictură deosebită, este o pictură vie, este o pictură foarte frumoasă și se păstrează în ciuda timpului, pentru că aici este mai mult iarnă decât primăvară, vară și toamnă. Avem încălzire centrală în biserică. Și s-a păstrat în condiții bune, până acum. Când ați venit, Sfinția voastră, preot slujitor în această parohie? În această parohie, în anul 2015, în 5 martie. A fost prima. Deci atât de câteva luni. De câteva luni, 4 luni, propriu zis. 4 luni.
Cum ați găsit Sfinția voastră biserica și dacă în aceste câteva luni ați reușit să faceți ceva pentru această biserică? În primul rând, când am venit aici, am găsit o comunitate de creștini dornici de a veni a participa la Sfânta Biserică, în special la Sfânta Liturghie. Noi începem la 9, cu trenia, iar vin pe la 10, 10 sunt sfert, deoarece credincioșii au foarte multe animale. Este mijlocul lor de existență și de animalele. De aceea dimineața au de lucru mult pe acasă și vin la 10 și un sfert. Slujba durează până la 12, 12 jumate, dacă mai sunt servicii în afară de Sfânta Liturghie. Vin cam în jur de 80, 60, 80 de credincioși duminica la Sfânta Biserică, deoarece în jurul bisericii sunt foarte, 7 familii sunt în jurul bisericii, iar celelalte 10 familii sunt răspândite pe raza satului Valea Poienii și Florești, unde sunt iarăși vreo 7 familii. Acestea sunt credincioșii care vin la biserica din Brădești. Din împrejurimile Brădeștiului, da. Distanța, cea mai mare distanță pe care o are de parcurs unul dintre credincioși este de 12 km. Vine în fiecare duminică, de când sunt aici, o singură duminică n-a putut veni, în duminica Floriilor, când a fost zăpada până la genunchi. Seara, iarna e lungă aici. Seara la 11 era senin și lună, iar dimineața la ora 8 era zăpadă de jumătate de metru, mai mult de jumătate de metru. Eu mă bucur că Bunul Dumnezeu și Maica Domnului a rânduit ca eu să vin aici să slujesc, în special, vă spun, pe urmele Sfântului Gheorghe de la Râmeț. Pentru că avem aici, aproape la 2 km distanță, izvorul Sfântului Gheorghe, unde s-a amenajat acum deja izvorul, unde se va ridica un paraclis de către cei de la Mănăstirea Râmeț. Cam care ar fi distanța până la Mănăstirea Râmeț? Am la 15 km. Și este drum de acces? Este drum, dar drumul este prost. Foarte anevoios. Da. Referitor la această biserică din Brădești, atunci când ați venit, ați simțit nevoia, îmi povesteați, să faceți urgent anumite lucrare. Lucrarea am executat-o cam de 3 săptămâni. Am văzut, de când am venit, primul lucru este obiceiul meu de a da roată bisericii, să văd cum se prezintă, și am văzut că colțul, cu intri în curtea bisericii, din fața bisericii, în partea dreaptă, a început să crape. Și am constatat că s-a zidit, nu știe nimeni când, un zid, numai de piatră, fără pământ, fără nimic. Acesta a cedat și atunci, împreună cu credincioșii, cu Consiliul Parohial și cu Epitropul, am hotărât să facem o zid de rezistență în fața bisericii, pe care l-am executat timp de o săptămână. 12 metri lungime, 3 metri și jumătate înălțime, dintre care 1 metru în pământ, iar zidul este pe grosimea zidului este de 80 de centimetri, fiind din piatră pe care am adus-o de undeva de aproape și cu ciment. Deci, cu acest zid putem avea nădejde că nu se mai surpă terenul și biserica va rămâne în picioare. Avem nădejde că va ține 200 de ani, nu mai 100 de ani. Așa l-am executat noi cu gândul acesta. Adică am zis în felul următor, această lucrare o să o facem ca să nu mai trebuie făcută niciodată, ci să cineva veni după noi sau după mine sau după oamenii care vor fi, sunt pe aici, credincioși care sunt aici, să aibă altceva de lucru. Dar deocamdată mai avem ne-am pus în gând să anul acesta am cerut binecuvântarea înaltului arhiepiscop Irineu de Alba Iulia și ne-a dat binecuvântarea pentru ca în decurs de 2 săptămâni să începem lucrările de reparație exterioară a bisericii. Este nevoie de astfel de reparație. Este nevoie pentru că, așa cum v-am povestit, s-a crăpat puțin un colț și vrem să facem lucrul acesta în vara aceasta. Să ne ajute și să vă ajute Dumnezeu. Da. V-aș ruga atunci, Părinte, să călătorim puțin prin satul Brădești, în parohia Sfinției voastre, să cunoaștem și câțiva credincioși
care vă sunt alături. Da. Suntem așteptați aici lângă biserică de cântărețul bisericii. Pe cine avem alături? Deci, mă numesc Gorne Constantin Florean, sunt cântăreț la biserica aceasta cam de 13 ani, pe când eu am rămas aici în gospodărie cu părinții, pentru că mi-a plăcut gospodăria, creșterea animalelor în primul rând. Sunteți de aici din sat, din născut sat, aici. Din sat, născut, da. Cum ați învățat cântarea bisericească? Cântarea bisericii, venind la biserică, ascultând cântăreții dinainte, atunci, de pe vremuri, m-am îndrăgostit, parcă venea să zic și eu ceva, să mai greu, mai ușor. După aceea am prins după cum cântau ei și am intrat cântăreți și după aceea m-am modernizat cât de cât și după nou, da. Totuși, de atunci am vrut să țin tradiția ca să cânt așa. Și pe lângă treaba asta, dacă părintele erau un părinte în vârstă, au venit aici, au pictat biserica, cântărețul ieșa, trebuia să, numai că ieșa la pensie, că o ieșe el mai dinainte, dar nu mai putea să cânte, că era în vârstă. Deja a apărut slăbiciunea la om, nu, omul se îmbolnăvește. Și după aceea am prins eu curaj și am rămas cântăreț titular. Și de atunci, în coșe, văd și de gospodărie și de biserică. Și după, am prins după cântărețul părintele Brezeanu Nicodim. S-a numit Călugăr, a fost preot din Călugăr. Și au făcut biserica și trebuia și cântăreț și au zis să capă și cântăreț din sat ca să poată să vină, să aproape e biserică la casa asta, stau aici și cu asta... Ce vârstă aveți? Vârsta mea este de 47 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc! Și da. Cum de-a rămas în sat un om așa tânăr ca dumneavoastră și nu v-ați gândit mai sunt, să mai mergeți sunt, pe oraș? Mai sunt, dar îs mai puțin și greu a fost și la mine, că nu puteam să mă căsătoresc ca să mai stau, nu puteam să capăt o soție ca să mi-i placă gospodăria pe timpul ăla, că toți tinerii plecau la oraș, se duceau. Și eu mă gândeam așa, numai fiind din sat, nu mi-era urc, pe aici se pusește, că aici, într-adevăr, puțini a rămas. Creștinii de aici din sat iubesc biserica, vin la biserică, l-au sprijinit pe părintele în acțiunea aceasta de s-o pictare. S-au contribuit și cu ajutoare, dar s-au contribuit mai mult, acum oamenii, dacă au fost mai puțini, o contribuit cu alimente, cu și bani, dar în primul rând la pictor, când au fost și la... s-au lucrat mult. Alimente lucrau, făceau mâncare pe rând, dar totuși erau mai mulți încă, că au fost mulți în vârstă care au murit, nu mai sunt. Ei s-au dus dincolo. Și atunci veneau cu mâncare la biserică, cu băutură, ce se trebuia, și materiale din ce era, dar totuși s-aduceau, că le-au ajutat, cum au mai fost, și firme, și părintele avea cunoștință, la partea aia mai puțin ceva... bani și de-astea, tot după posibilități. Dar tinerii mai vin astăzi la biserică? Da, sunt care sunt plecați cu părinți pe la oraș, pe alte căsătorii în alte parte, dar totuși nu-și uită de unde au plecat. Vin, mai vizită, pe care mai ales care sunt aici, a părinți, vin. Vin și alții care sunt plecați de nu mai au la cine, deci și căsile li s-au mai dărâmat. Și atunci vin la noi. Vin la noi că ne cunosc, ba sunt plecați și la București, vin și găzduiesc la noi. Chiar și la căsele parohiale au venit. Copii mai sunt în sat? Copii puțini, a noștri. Am doi copii, băiați și fetițe, din care acum... Să vă trăiască. Merg la liceu, la Iud, deci acum e vacanță, dar pe toamnă și unul e scăpat, o termina liceu și fetița acum intră în prima, pe a nouă la liceu, primul an. Eu vă mulțumesc! Ați stat de vorbă cu noi, vă dorim sănătate și Doamne ajută! Doamne ajută și să mai veniți pe aici! Părinte, unde mergem acum? Mergem la familia Bradea. Credincioși de aici, din sat. Familia Bradea, unul dintre credincioși și foarte, foarte apropiați bisericii noastre, paraclisierul bisericii noastre, care a slujit și slujește cu
credință, cu nădejde și cu dragoste, biserica noastră tinde 45 de ani. Bună ziua, Doamne ajută și bine v-am găsit! Bine ați venit! Sunteți localnic vechi al satului. Da. Sunteți născut aici în Bredeș. Da. Dar observ că și numele dumneavoastră e același cu al satului oarecum. Da, Bradea Sivirean. Și satul Brădești. Și satul Brădești. Mai sunt astfel de familii aici în sat? Mai sunt. Spuneți-mi, vă rog, cum era satul odinioară când erați dumneavoastră tânăr, copil? Păi era mai rău. Era mai rău și ăla ca acum. De ce era mai rău? Păi era mai rău că era... Trebuia să faci lemne, obiezi, cărbuni. Trebuia tata să se ducă, să aducă câte o litră de bucați și ne țineau o săptămână. Nici o săptămână, două zile. Dar tineri mai erau în sat atunci? Erau mai mulți? Mai era mai mulți atunci, da. Era școală? Era... Da, era școală, da. De când sunteți dumneavoastră atașat așa de biserică și de îngrijirea bisericii? De vreo 47 de ani de când slujesc la biserică. Sunteți paraclisierul, da, bisericii. Da. Alături de noi este și Întii Maria. Ce vârstă aveți dumneavoastră? Eu 68 de ani. Mulți înainte. Sunteți de aici, din sat, localnică? Am venit aici, dintr-altul sat. Și copii aveți? Avem doi. Locuiesc aici cu dumneavoastră? Aici și aici aproape amândoi. N-au plecat la oraș? Ba, băiatul e dus într-un sat, numai aici, la primărie, șoferi. Și fata aici, în vecini. Da. Cum vedeți dumneavoastră viața satului în zilele noastre față de cum era odinioară? Da, păi bine, părinte, nu. Creștinii sunt atașați acum de biserică? Mai sunt, numai prea sunt că-s puțini, că-s duși. Suntem numai o mână de oameni. Cam care ar fi greutățile vieții într-un sat așa răsfirat de munte? După greutățile, ia că suntem bătrâni, nu mai putem să mai ținem animale așa și nu mai copiii să duc, nu are și nimeni mai ajuta. Și astea-s greutățile. Trebuie să facem și nu mai putem cum trebuie, facem cum putem. Na. Mulțumim că ne-ați primit aici, în curtea dumneavoastră. Vă dorim sănătate și Doamne ajută! Să trăiți la mulți ani! Părinte, cam care ar fi greutățile vieții în aceste cătune izolate de munte? Cea mai mare durere a tuturor credincioșilor de aici este lipsa locurilor de muncă. Deși ei completează veniturile și toate cele necesare prin creșterea animalelor, dar este foarte, foarte greu. Vedeți și dumneavoastră locurile acestea pe care oamenii le muncesc cu multă, multă, multă trudă, dar și cu multă dragoste și cu multă nădejde în bunul Dumnezeu, că le va ajuta să-și ducă traiul de pe zi pe alta. Practic, din asta trăiesc oamenii. Asta trăiesc. Apoi, populația fiind foarte îmbătrânită, nu mai sunt copii pentru școală. Aici a fost odată unde a fost muzeul, unde este muzeul Nograș, că a fost școală. Astăzi nu mai este. Școala este închisă și școala este numai la Rămeți, lângă primărie, pentru toate aceste 9 cătuni, unde anul trecut au fost 14 copii. Ăștia sunt toți copiii, toți din, copiii parohie. Din parohie. 14 copii. În de clasă, diferite clase. Bineînțeles, au fost 14 copii, dintre care 4 au plecat, rămân 10 copii. Acum ne luptăm și împreună cu primarul, care este și epitropul acestei parohii, să aducem din altă parte copii ca să nu moară școala din... Să nu se desfințeze. Să nu moară, cred că asta e mai cuvântul. Moare. Odată cu școala, dacă se va desfința, va fi greu și pentru toți ceilalți credincioși ai noștri. Apoi, vedeți dumneavoastră, drumurile sunt atât de proaste, pe drumul principal, Aiud,
Onor se poate circula, dar în condiții foarte grele. Restul de a intrat în cătune este foarte greu. De multe ori, când plouă, de-abia cu piciorul se răzbește să ajungi de la o casă la alta. Deci, acestea ar fi probleme. Cele mai grave probleme ale oamenilor. Apoi există un singur magazin alimentar pentru toată zona. Aici, în Brădești. De aici vin pe jos și se alimentează cu pui. Cale de câți kilometri? 10, 12, 15, 20, depinde de unde vin. Da. Iată și, într-adevăr, tristețea satelor de aici, izolate în munți. Să continuăm atunci, Părinte, drumul nostru. Unde ne îndreptăm acum? Vom merge acum spre satul Valea Inzerului, la 8 km de aici. La drum atunci. Da. Doamne ajută! Părinte, cred că suntem la jumătatea drumului între Brădești și Râmeți. Ne aflăm deasupra cătunului Valea Uzei, cu biserică proprie, biserică ridicată în anul 1920 de către meșterii locali. Biserica este construită, se vede în spatele nostru, din piatră, de către meșterii locali. La început a avut preot permanent, acum se face slujbă cam de 5-6 ori pe an. La biserică se ajunge pe jos, este o distanță de 3 km jumate, deci dus întors, ar veni 7 km. Acest cătun se află un număr de 7 familii care trăiesc cel mai greu din toate cele 9 cătune câte sunt. Deoarece nu există niciun mijloc de transport în afară de a merge pe jos. Nu se poate ajunge cu mașina, cu nimic, cu tractor, cu nimic. Este zonă foarte abruptă. Distanțele între case sunt mari? Distanțe la cam 500 de metri, 700 de metri de la o casă la cealaltă. Iar populația este foarte, foarte îmbătrânită, nu se află niciun tânăr printre acești oameni. Există un singur nepot a unei familii care îl aduce vara în vacanță și îl lasă și mai vine și cu el pe la Sfânta Biserică. În partea de sus am văzut însă și un alt cătun. Cătunul Valea Făgetului, tot așa din 7 case. Acolo sunt, ca să pot să spun așa, cei mai bogați credincioși din parohia de la mine. Sunt oameni foarte harnici, foarte pricepuți, foarte credincioși, vin la biserică la Valea Inzerului, la o distanță de 7-8-10 km. Cu ce se ocupă acești oameni? Din ce trăiesc? Trăiesc din creșterea animalelor. Au posibilitate de a valorifica produsele lactate? Nu, nu există posibilitate de a folosesc în interes propriu sau, mai bine spus, crezi viței, îi pun la o mină de vâsă și apoi ies cu viței pe piață și din creșterea vitelor și a vițeilor ei trăiesc. Acolo sus au o biserică oamenii sau coboară nu, tot Valea jos? Nu, Valea Făgetului nu au biserică, ci coboară la Valea Inzerului, unde vom merge acum să vizităm și biserica de la Valea Inzerului. Atunci să mergem la drum. Doamne ajută! Părinte, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în satul Valea Inzerului. Povestiți-ne câteva cuvinte despre acest sat. Acest sat se află într-o zonă extraordinar de frumoasă și plăcută, cu niște credincioși și foarte, foarte harnici, cu niște oameni atașați acestei sfinte biserici pe care o vedeți în dreapta mea. Biserică care datează de prin anul 1830. În anul 1900 s-a început niște ample lucrări de înfrumusețare și de extindere acestui sfânt locaș. La început era mai mică, era altarul și naosul, care sunt din bârne, din lemn de brad, iar după anul 1900, propriu zis,
s-a început construcția și pronaosului. Pronaosul este construit din piatră. În anul 2000, părintele Nicodim Brezeanu, care a venit din București ca să slujească aici, în zona aceasta, a început lucrările de pictare în tempera acestui sfânt locaș. Și în anul 2001, în data de 17 iunie, a fost sfințită de înalt preasfințitul părintele Andrei Cuț, Andrei de la Alba Iulia. Cam câți credincioși numără acest sat? Acesta e compus din mai multe sate. Împreună ar fi vreo 25 de familii. Distanța de la Sfânta Biserică până la ultima casă, ca să spun așa, este de aproape 12 km. Ei vin și de la 12 km, duminică. Numărul credincioșilor pe duminică este între 80 și 100. Cât de des slujiți în această biserică? În această biserică vine rândul să slujesc tot la 3 săptămâni. Și vin întotdeauna cu mare dragoste, cu mare bucurie, pentru că simt că oamenii doresc acest lucru și simt și ei, ca cum simt eu, dragostea față de Sfânta Biserică și față de rânduielile noastre creștine ortodoxe. V-aș ruga atunci, Părinte, să intrăm și noi în Sfântul Locaș, să cunoaștem mai îndeaproape biserica. Doamne ajută! Părinte, iată-ne în interiorul bisericii, o biserică într-adevăr foarte frumoasă și împodobită cu pictură. Cine a pictat această biserică? Această Sfântă Biserică a fost pictată de către pictorul Gheorghe Dăscălescu între anii 2000-2001 din București. Care ar fi hramul bisericii? Hramul bisericii, ca și la celelalte biserici, majoritatea bisericilor de acestea, hramul bisericii sunt Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Ceea ce se deosebește aceste Sfinte Biserici din Munții Tarcoului față de celelalte biserici, catapeteasma este din zid cu pictura picată, nu cu icoane. Este direct pictura pe perete. Pe perete. Apoi, faptul că lucrul acesta s-a făcut odată cu ridicarea bisericii, considerând că este, contribuie foarte mult la consolidarea și la întreținerea și la rezistența bisericii, așa au gândit oamenii din aceste locuri să facă catapeteasma bisericii. Alături de noi este domnul Aloman Florian, paraclisielul acestei Sfinte Biserici. Bună ziua și bine v-am găsit! Doamne ajută și bine ați venit și bine ați sosit pe meleagurile noastre. Sunteți localnic al acestor cătune aici din Valea Inzelului. Da. Cum să zice, aici m-am născut, aici m-am botezat, aici m-am cununat și aici vă vii poate și îngropați. Dumneavoastră sunteți cel care îngrijește de biserică să fie mereu curată, să aștepte pe credincioși. Da, în tot timpul, de când, din februarie a venit părintele nostru, de atunci simt că a fost unul în vârstă, care are în jur de 90 de ani, nu mai putut, și când venim la biserică face treabă, că nu suntem tot ca înainte. Și cu ajutorul localnicilor, sperăm să menținem curățenie, ordine și nu mai vorbim de disciplină, pentru că asta a fost tot timpul la noi în biserică. Oamenii de aici sunt atașați de biserică, vin la Sfintele Slujbe? Tot timpul, nu de acum. Pot să spun că cu ani în urmă, să zic, de 30 ceva de ani, nu prea a fost părinte, n-am avut în tot timpul, dar noi am fost tot pentru biserică. Cum l-au primit oamenii pe noul părinte anul acesta, când a venit aici în parohie? Toți localnicii sunt foarte mândri de părintele nostru, pentru că își face treaba duminică de duminică, indiferent că aici sau la Brădiș sau la Pleașa sau Valea Uze sau Olteni, că noi aparținem de comuna asta toți, mergem și acolo când nu vine aici. Și suntem foarte bucuroși pentru că slujbile se țin
cum se zice, de nota 10, tot timpul, tot timpul. Și localnicii, cel puțin 95% în fiecare duminică când va fi, când e părintele aici, la biserică. Într-un număr, cât că suntem la o distanță, și de 8 km, și de 6 km, și de 5 km, dar oamenii vin. Și de 10 km. Că de aici de parcurs pe jos? Da, de parcurs pe jos, vorbim de mașină, că mașina pe vale în jos, dacă ai jeep sau aia, te vii cu mami, o te vii, dar e vorba de bătrâni și de ăștia, vin pe jos, încep, adică pleacă mai repede dimineața și ajung și să ține slujba la 12-12. De asta sunt foarte mulțumit că se face o rânduială după ceas. Că dacă vine omul, pleacă de la ora 6, jumate, 7 și să-l ții până la 3-4, n-ar fi potrivit pentru localnicii. Pentru localnicii ăștia la o distanță așa mare. Și de asta suntem foarte, foarte, foarte mândri și foarte atrași pe orice cale pentru biserică cu Domnul Părintele nostru. Spuneți-mi, vă rog, din ce trăiesc oamenii aici, în aceste cătune? Se ocupă cu creșterea animalelor. De exemplu, acum e vremea cosetului la fân. Înainte să și ara, să și seceara, dar acum nu se mai poate pentru că avem animalele astea sălbatice, de exemplu, mistreții, urși care ne atacă zilnic. Intră în gospodăria oamenilor? Se întâmplă? Cum să zic? De 3 săptămâni m-au mâncat o vacă aici la noi. Iar mistreții ne atacă terenurile care trebuie să le cosim, ele sapă. Și unde, de exemplu, prin pădure unde avem terenul cu animalele, acolo sapă zi și noapte. Și degeaba mergem ca să-i uitim că n-avem ce le face. Aici sunt greutăți foarte mari pentru localnicii noștri. În rest, suntem o rămas puțin din ăștia mai în vârstă. Oamenii s-au obișnuit cu viața aceasta, chiar dacă e așa grea. Chiar dacă e așa grea, de cea care a rămas, ai suntem. Nu o să se mute aici, pentru că acum, după cum îți demersurile n-au unde și le place gospodăria, că feștecare are boi, vaci, viței, oi nu mai sunt din cauza atât a lupilor și noi așa ne-am obișnuit și așa mergem în continuare. Cum era viața odinioară când erați dumneavoastră copil, mai tânăr? Când atunci era mai bine, că eram mai mulți, mai mulți cu mulți, că atunci eram la biserica asta familie în jur de 60-70 de familii, dar acum sunt puținate. Și atunci cu asta era mai bine, că eram mai mulți, dar viața tot grea a fost. Tot grea și la școală, de exemplu, când am fost eu, mergeam, aveam 5 km jumate până la școala generală, acolo mergeam pe jos, veneam pe jos, îți dai, dumneavoastră vă dați cu seamă că la 5 km duș întors, de exemplu, ne-a apucat seara. Asta ne-a făcut. Așa am învățat copiii. Așa am învățat copiii să meargă, așa am învățat, adică părinții noștri, noi și la rândul nostru copiii noștri. Tot așa am făcut. Până în momentul de față. Ei, astea sunt greutățile vieții de aici. Eu vă mulțumesc și Doamne ajută! Doamne ajută și numai bine să dea Dumnezeu! Părinte, iată ne ajungi în localitatea principală, cred, a comunei Râmeț, satul Râmeț. Da. Avem alături pe reprezentantul cel mai de seamă al comunei. Pe domnul primar, Raica Vasile, dar în același timp și epitropul parohiei Râmeț Brădești. Bună ziua și bine v-am găsit. Doamne ajută, părinte. Sunt mândru că păstoresc această frumoasă comună, binecuvântată de Dumnezeu și care are în componență 13 sate, dintre care 8 cu biserici și o sfântă mănăstire care este din secolul al XIV-lea. Acum vreo 3 decenii, pe aici perindau cam la 2500 de oameni, dar din păcate acum au mai rămas vreo 600. Satele s-au depopulat foarte mult. Satele s-au depopulat foarte mult. Tineretul a plecat, mai ales după Revoluție, în străinătate.
au rămas doar cei mai în vârstă, care cu greu se descurcă, doar că trăiesc doar din creșterea animalelor. Și în perioada de vară, când vin cei mai tineri, la bunici și mă ajută. Deci tinerii mai vin aici mai mult în vizită, de doar fapt. Doar în vizită, de sărbători, de Crăciun, de Paști și în vacanța de vară, când au copiii vacanța de vară. În rest, media de vârstă e... Undeva la 70, 65-70 de ani, din păcate. Cum erau aceste sate odinioare? Da, erau... Din ce trăiau oamenii? Erau sate înfloritoare? Da, erau, deși trăiau doar din creșterea animalelor. Se practica poate și agricultura? Se practica agricultura undeva la 60%. Se cultiva enorm de mult grâu, chiar dacă era locul seara doar cu boii. Și era aveam producție mare și de cartofi, de legume, și oamenii se întrețineau aici în zonă. Mergeau o dată pe săptămână la oraș pentru a-și mai aduce unele merinde care nu se găsau aici, dar rest trăiau din zonă. Mâncau ecologic, natural și aveau o viață creștină. Populația este aproape 100% ortodoxă. Cam care este întinderea comunei cu toate cătunele? Este undeva la 96 de kilometri pătrați. Cât Bucureștiu. Suprafață foarte mare. Suprafață foarte mare. Are în componență, după cum am spus, 13 sate. Cam care sunt greutățile oamenilor de astăzi? Da, greutățile cu care ne confruntăm sunt drumurile, dar acum ne mai descurcăm prin fondurile care le obținem din comunitate, de la guvern. Anul ăsta ne-am mai descurcat pentru întreținerea drumurilor, care avem o lungime foarte mare de drumuri comunale. V-am zis, zona este foarte mare a comunei, foarte întinsă și drumurile sunt greu accesibile. Fiind zonă de munte, în unele sate putem pătrunde doar pe jos sau cu boi. Curent electric este în toate cătunele? Nu, avem și un sat fără curent, satul Cheia nu are curent electric. Creștinii de aici au sprijinit bisericile, sunt atașați de biserici? Da, sunt foarte atașați de biserică, vin în număr mare în sărbători, vin și din oraș, se întorc și vin la biserică, aproape le place mai mult aici, ca având biserici acolo, bineînțeles, dar vin cu mult mai drag aici. Au sprijinit biserica în lucrările care s-au întreprins de-a lungul timpului? Da, să știți, părintele de câte ori face apel, oamenii sunt binevoitori și din puținul care îl au, dau și la biserică. Eu vă mulțumesc că ne-ați primit aici în comuna dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și mă bucur foarte mult și vă mai așteptăm cu mult drag. Părinte, am ajuns iată și la biserica comunei Râmeț. Biserica, propriu-zis, biserica satului Pleașa. Biserică construită în anul 1148, pe locul altei biserici din lemn, care la Revoluția din 1848, sub conducerea lui Avram Iancu, ungurii s-au răzbunat și au dat foc acestei biserici și tuturor caselor din prejurul bisericii. Erau multe case pe atunci. Se spune că atunci erau între 50 și 100 de case și au din temelie toate casele. Deci cetățenii credincioși de aici au fost obligați să părăsească această zonă și după un timp oarecare, dar nu, de la mult câteva săptămâni, au revenit înapoi și înainte de a-și pune temelie la casele lor, se spune că s-a pus temelie la biserică, ca să-L aibă prima dată pe Dumnezeu în mijlocul lor și după aceea la casele lor. Și s-a ridicat cu meșterii locali, cu contribuția oamenilor de credincioșul în acest sat și cu niște meșteri din Remetea de Alba, undeva la 40 de kilometri de aici.
este această localitate. Majoritatea, se spune că majoritatea bisericii au fost ridicate meșteri din hramul acestei biserici, este toți sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. Biserica este din piatră, zidurile sunt de 80 de centimetri, este o biserică foarte puternică, foarte rezistentă, cu un număr de credincioși, să zicem, în suflete, așa, în venim 100 și ceva, cu total. Ne referim la satul acesta? Și celelalte sate, Vlădești, Cotorești, care aparțin tot de această Sfântă Biserică. Sunt aici, în apropiere. Da. Vin și de la 8 km, de la 6 km, la Sfânta Biserică. Aici avem cuplu cel mai vârstnic, cred că poate și din țară, o familie, el are 94 de ani, ea are 88 de ani. Și totuși, în ciuda acestei vârste înaintate, vin aici la Sfânta Biserică și sunt 3,5 km de unde vin ei. Te mers pe jos. Merg pe jos, bineînțeles că pe jos vin. Când rar se întâmplă când o ocazie să vină. O singură dată de când sunt aici, de atâtea luni de zile, i-am adus și eu întâlnindu-i pe drum. L-aș ruga atunci, Părinte, să intrăm în Sfânta Biserică, să vedem mai îndeaproape acest sfânt locaș. Da. Părinte, vedem într-adevăr o biserică veche, și putem observa chiar pictura de pe catapeteasmă destul de veche. Vreau să vă spun că construcția bisericii s-a început în anul 1848, dar s-a terminat în anul 1900. A durat ceva timp. Așa, după cum v-am spus, s-a pus temelie, s-a început construcția, dar a durat pentru că până când și oamenii s-au restabilit din nou pe aceste meleaguri. Se spune că în anul 1900 s-ar fi pictat și catapeteasma aceasta, care este catapeteasma din zid. Așa cum am văzut și la celelalte biserici. Pe vremea părintelui Neagoie Iosif, tot fiul din partea locului. Vedem însă că și pictura s-a deteriorat și mai mult că restul bisericii nu s-a pictat. Poate pentru că n-au fost mijloacele necesare. N-au fost fonduri. Știți, oamenii de pe aici au fost mult mai săraci. Până și-au ridicat fiecare câte o cameră, unde să stea din nou, a durat ceva timp. Iar a venit anii grei, anii comunismului, când credincioșii de aici au fost foarte prigoniți, chinuiți, ca să fie îndepărtați, să se lepede de Sfânta Biserică, să se lepede de credința ortodoxă. Au fost multe încercări și ale sectarilor și ale alte culte neoprotestante ca să vină să determine pe credincioșii de aici să-ți părăsească Biserica strămoșească. Nu s-a reușit, pentru că 99% sunt pe aceste meleaguri credincioși ortodoxi. Credincioși care, ca și în celelalte, până am fost până acum, vin de la o distanță mare, poate la unii și de la 3, 4, 5 km, până la 8, sau poate până la 10 km, vin să participe la slujbele care se desfășoară în această Sfântă Biserică. Aveți un plan, sau măcar o dorință, de a aduce lumină asupra acestei biserici și a împodobi cu pictură? Încă din prima duminică de când am intrat aici, le-am spus oamenilor așa: toate bisericile sunt frumoase și sunt împodobite, dar aceasta parcă este vădită de o haină frumoasă. Și ne-am propus, împreună cu credincioșii, ca dacă o să facem devizul de pictură și maxim într-un an de zile sau un an jumate să ne apucăm să îmbărcăm și această biserică într-o haină frumoasă. Să o împodobim așa cum sunt împodobite celelalte două de la Vrădești și de la Valea Inzelului. V-ați gândit și la fondurile necesare pictării bisericii? Eu mi-aduc aminte de o întâmplare. O maică de la o mănăstire de pe lângă Brașov, nu mai vine în minte numele acum, care s-a dus la înaltul Antone Plămădeală și a spus: mi s-a dat 10 hectare de pământ, 10 hectare de pădure,
vreau să ridic o mănăstire pe locul acelea. În altul a întrebat-o, ai fonduri, maică? N-am. Cu ce vrei să ridici? Răspunsul lui maică a fost, l-am pe Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, îți dau binecuvântarea să te puci, să ridici mănăstirea și a ridicat mănăstirea. Așa și eu vă spun. L-am pe bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului și eu credincioșii mei care sunt foarte buni, foarte dornici și foarte apropiați și lipiți de Sfânta Biserică. Și sper că bunul Dumnezeu m-a ajutat să împlinească gândurile. Și poate deoarece, deoarece cam tot ce m-am propus în viață până acum, în 38 de ani de preoție, bunul Dumnezeu mi-a ajutat. Am două biserici ridicate, am casă parohială, am cu croponiță și așa mai departe. Multe sunt. Și poate va trimite Dumnezeu oamenii providențiali exact, care să sprijine și această lucrare. Oamenii care să ne dea ajutorul și necesar din punct de vedere material, pentru că sufletesc. Avem foarte mulți oameni cu suflet mare care sunt dornici să vadă și această biserică îmbrăcată într-o haină frumoasă. V-aș întreba, părinte, după o experiență pastorală de atâția ani, cum de ați ajuns sfinția voastră să slujiți în această parohie? Eu zic că aici a fost voia bunului Dumnezeu. Și dorința Sfântului Ierarh Ierasie de la Râmeț de a veni pe aceste meleaguri nevrednicul preot Grigor Trif. Deoarece este foarte greu pentru un preot tânăr, cu o familie tânără, cu copii, sau poate fără copii, să vină aici să vinteze mai noi și să aducă urmași, pentru că școala este foarte departe, la 8, la 10 km de Brădești, la 6 km de Valea Inzelului, aici este mai aproape. Și atunci, părintele meu, care a fost înaintea mea, părintele Dreghiciu Sabin, are 3 copii. El a plecat din cauza aceasta. N-a avut alte motive să plece, pentru că nu avea unde să ducă copiii, nici la grădiniță, nici la școală. Și atunci când s-a eliberat, mi s-a propus să vin aici, așa m-a acceptat cu plăcere, fără să fi fost vreodată pe aceste meleaguri. Mulțumesc înalt preasfințitului Irineu că m-a trimis, ca să spun așa, pe aceste meleaguri și împreună cu credincioșii de aici să ducem la bun sfârșit gândurile noastre cele bune și frumoase pentru această sfântă biserică și pentru parohia noastră Râmeț Brădești. Să vă ajute Dumnezeu în continuare. Doamne ajută! V-aș ruga, părinte, să continuăm puțin drumul nostru da. În satul acesta, să cunoaștem poate și alți oameni care vă sunt alături. Da. Părinte, suntem în curtea unui localnic al satului. Pe cine avem alături? Domnul Vasile, care este paraclisielul bisericii din Pleașa. Doamne ajută și bine v-am găsit! Doamne ajută și bine ați venit! Am observat că aveți o casă tare frumoasă, așa tradițională pentru zona aceasta. Cât e de veche? Cine a construit-o? Casa e veche, care la 100 de ani, dacă nu mai bine, și de construit-o părinții mei, tata cu mama. E casa în care v-ați născut? Da, eu aici m-am născut. Ei au avut altă casă, mai veche, mai jos, dar și pe urmă s-au mutat aici, în casa asta. Cât e de bună astfel de casă? Cât e de rezistentă, acoperită așa, cu paie? E foarte bună, că e din lemn, e călduroasă și coperișul cu paie e foarte rezistent și ține, mai ales vara la căldură, ține răceală mai de mult, ținea, nu era frigidere, și ținea slănina, carnea, o ținea în pod și ținea rece. Deci nu ca aia cu țiglă sau cu tablă. Și e rezistent un astfel de acoperiș, cât de des trebuie schimbat? Au fost rezistente coperișurile astea cu paie pentru vânt, ca în alealte cu țiglă, că veneau câte un vânt sau așa și lua țigla sau ăsta și ăștia cu paie, au fost mai rezistente, de-aia le acoperea cu paie. Cât de des ar trebui renovat un astfel de acoperiș? Păi, acum nu mai prea sunt paie așa ca să se renoveze, dar depinde cum se întreține.
No, ăsta cam coperișul are cam vreo 40 de ani. Și încă nu intra apa prin el, ploaia. Nu, când eram eu copil, atunci știu că am renovat coperișul. Aveam, ce știu, vreo 10 ani, 15, cam așa. V-aș mai întreba, cum de a rămas o familie tânără ca dumneavoastră în satul acesta izolat din munți? Păi, cum să vă spun eu, și eu, de exemplu, am vrut să plec de aici, dar pentru că ne-au fost părinții bătrâni și n-au avut cine să mai rămâie cu ei, că noi am fost 12 frați. Și pe urmă am rămas cu ei după ce am venit din armată, am fost în armată, am venit înapoi și pe urmă am rămas cu ei că erau bătrâni și pe urmă, până la urmă, mi s-a dat ocazia de a-mi intra poștaș. Și după ce am intrat în poștă și mi-am găsit servici, pe urmă m-am... Ați avut un servici stabil. Da, pe urmă m-am căsătorit și am rămas aici. Copii aveți? 5. Cât de mari sunt? Am și mai mic de 8 ani și am și de 25. Învați aici în sat, cei nu mai mici? Nu, fost la facultate. Cei mai cel mici? Mai mare, cel mai mic aici, în sat. Aici am învățat până în clasele 1-8. Cum este viața în satul acesta pentru copiii de astăzi și pentru tinerii de astăzi? Cum să vă spun eu, deci viața e cam grea pentru copii și pentru că aici trebuie multă muncă. Deci aici noi mai mult cu animalele, cu lucru, adică cu agricultura, cum să spun așa, no, și pentru ei e mai greu. Copiii de azi, tinerii, sunt atașați de biserică, de da, părintele, vin da, la slujbe? Da, 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 da. Deci aici copiii, cum să vă zic eu, deci oamenii sunt credincioși, deci sunt atașați de biserică, de... Nu, deci, de Sfintele Slujbe. Da, de Sfintele Slujbe, da. Eu vă mulțumesc că ne-ați primit în curtea dumneavoastră. Vă dorim sănătate și Doamne ajută! Mulțumesc și eu și să mai veniți! Părinte, am ajuns la capătul parohiei Sfinției voastre. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a Maicii Domnului și a tuturor Sfinților, am făcut din această zi o zi sfântă, binecuvântată, o zi frumoasă, o zi dragă, o zi luminoasă, o zi cum niciodată cred că n-am mai fost pe aceste meleaguri. Suntem la marginea parohiei în filia Vlădești. Este cătunul care se vede aici, lângă, lângă noi. Cătun care nu are biserică, ci ei vin de aici și până la plaja din distanță, 4-5 km, vin pe jos tot a treia duminică când sunt eu aici. Vă mulțumim pentru osteneala și pentru jertfa și pentru pașii care i-ați făcut prin parohia noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă numere pașii. Și noi vă mulțumim, Părinte, pentru că ne-ați călăuzit pașii în parohia Sfinției voastre și am putut cunoaște o parohie atât de întinsă cu credincioși care însă îl iubesc pe Dumnezeu, îl cinstesc, îl caută, care au sfintele locașuri la mare cinste aici în cătunele lor din munți. Vă mulțumim încă o dată și Dumnezeu să vă ajute în misiunea ce o aveți înainte. Și folosim cuvintele Părintelui Marelui Duhovnic Ilie Cleopa, să dea Dumnezeu să ne întâlnim în Rai. Aici se încheie, stimați telespectatori, călătoria noastră în Munții Apuseni, în cătunele și satele izolate de aici. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a cunoaște alte parohii sărace. Doamne ajută și toate cele bune!